Mii de beculețe s-au aprins în tot orașul, iar parcul Mihai Viteazu s-a transformat într-o piață de Crăciun, care ne duce cu gândul la feria vieneză. Bradul uriaș în care strălucesc mii de luminițe este principala atracție pentru sutele de giurgiuveni, mici și mari, veni să-l întâmpine pe Moș Crăciun. Mi se pare mai bun, mai frumos ca înainte. Mi-a plăcut cum a împodobit bradul pe mare și împodobit frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? L-ai văzut? Oficialitățile au ținut și ele să le ureze de bine locuitorilor orașului. Îi salut pe giurgiuveni, sunt alături de Giurgiu, de nevoile orașului și îi pup pe toți, la mulți ani. Am început sărbătorile de iarnă, oamenii au muncit, oamenii s-au chinuit, măcar luna aceasta să fie o lună de poveste, să uite de probleme, să trecem mai optimiști în noul an. Vă transmit un gând bun, sincer, de sănătate și sărbători fericite tuturor giurgiuvenilor. Giurgiu se bucură de un astfel de parc amenajat, un brad unde copiii se poată primi cadouri de la moși și surprizele urmează. La mulți ani, multă sănătate, sărbători fericite! Din această seară până pe 23 decembrie, toți giurgiuvenii sunt așteptați în parcul Mihai Viteazu cu spectacole și surprize inedite.